Era un sat care avea probleme cu potența. Bă, face, ce să fac? Trebuie să mă duc la doctor. O soluție trebuie să existe, o soluție. Bun, merg la doctor, explică la doctor. Face la, bă, n-am mai întâlnit cazul tău, dar se rezolvă. Uite, eu o să încerc o rețetă și hai să vezi. Îi scrie rețeta, ajunge ăsta acasă. O erecție de doamne feri. Bă, nu-l mai lăsa. Sună doctorul. Domnul doctor, uitați, așa ceva eu n-am mai întâlnit nici când eram tânăr, nu era... Face doctorul, insistă mai mult pe partea de sex. Mere cu nevasta, 10, 15, 20 de ori, tot așa. Sună doctorul, domnul doctor, eu nu mă pot odihni, uitați. Bă, face, mai e ceva pe acolo pe-n jur. Cum n-a, așa asta, mă, asta e, păcat, păcat. Trebuie să vezi. Încearcă, tot așa. Bă, ăsta disperat, zic că eu luat și mințile, ce pus și la bărbat și la asta. O traumatizat tot satul. Mă, la un moment dat, ăștia deja le era frică de el. Când îl vedea, dădea să fugă. S-au vorbit cu primarul de acolo, din sat, tot. Face, domn primar, ăsta nu-i normal. Deci trebuie să fugim, să ne ascundem undeva până-i trece. Că ăsta nu-i normal. Face primarul, băi, știu ascunzătoare. M-au mers acolo în pădure, s-au ascuns. Între timp, ăsta disperat, îți dai seama, o sunat doctorul. Domnul doctor, trebuie să vin la dumneavoastră să-mi spuneți că nu se mai poate. Lumea a fugit de mine din sat. Îs singur, îs disperat, nu mai știu ce să mă fac. Mere, face, bă, ai un stâlp de curent acolo afară, la 220, da. Na, mergi și ți-o bagi direct acolo, da? Numai așa. Nu, face asta bun. Între timp, primarul trimite un copil din pădure, face, bă, fugi, vezi ce face nebunul. Putem să ne întoarcem acasă. Mere, copilul stă la pândă, când se uită pruncul și-l vede, se întoarce. Domn primar! Ați belit-o! Am ușor în carcă iară!